Mai stăm 10 ani. Fac o paranteză înainte să trec la calea ferată. Știți că vrem să știm, n-am aflat încă, cât s-a decontat banii PNRR din curtea transporturilor, cât s-a luat efectiv zero. Din vagonul ăla de bani? Zero. Cum în zero? Momentul ăsta eu nu știu să fi luat pe autostrăzi. Și noi știm știu tot că zero. S-au luat pe creșe. S-au dat bani pe creșe. Pe creșe? La Ministerul Dezvoltării, nu la Ministerul Transporturilor. Pe creșe. Sunt pentru prima oară după Revoluție, statul domnul, român... De ce nu suntem în stare în luna iunie 2023 ca țară, ca minister, ca guvern, ca ce vreți dumneavoastră, să decontăm primul euro pe rutier? Știți de ce s-au dat pe creșe? Pe autostrăzi. S-au dat bani pe creșe, s-au dat bani la școli pentru reducerea abandonului școlar, s-au dat bani la... au început să dea bani pentru astea, izolarea termică, anvelopările blocurilor. Nu s-au dat bani pentru autostrăzi, nu s-au dat bani, sunt alocați, sunt contractați, dar nu s-au plătit. Nu s-au dat pentru CFR, unde e blocajul? Nu s-au dat pentru metroul de la Cluj. Suntem conduși de politicieni de proiecte mici. Oamenii ăștia sunt incapabili să facă proiecte mari. Știți de ce? Pentru că un proiect mare necesită ca cineva în statul ăsta, politic sau tehnic, să muncească timp de câțiva ani la un același proiect. Da. Da? Să-l proiectezi, să-l scoți la achiziții, să te ocupi de implementare. Ori noi nu am această continuitate, pentru că vine câte un grindeanu care vine de două ori pe săptămână la minister. Să mă acelește domnul Domnule Boc, ministru. Care mi-a promis personal, deci, domnul Boc, așa, că va face ajunge și la domnul Boc. Pentru deci, că domnul Boc până în 31 decembrie 2026, corect? Corectați-mă. 31 decembrie 2026, nu? Chiar septembrie, că e toamnă. Septembrie 2026, România trebuie să deconteze cei 3 miliarde de euro pentru A7. Azi e zero. Nu, ați spus zero, ați arătat zero. Corect? Până, când avem noi timp să decontăm un miliard de euro pe an doar pentru A7? Păi, să știți că A7 nu este în cel mai mare pericol, pentru că acolo pe anumite tronsoane se lucrează și să sperăm că vor face măcar bucățile alea. Atunci mie mi-e frică de metrou de la Cluj și metrou din București, că nu doar la Cluj. Și în București avem metrou prins în PNRR. Păi l-au semnat, domnule, stați un pic, că l-au semnat, a fost acolo și... Mai știu cine lipsea. La metrou de la Cluj, ziceți. Da. Păi da, este o întârziere enormă. Vă aduceți de aminte ce sindrofie a fost acolo la Cluj? Da, doamne, s-au dus toți. Politicianul român trage ca musca la rahat, mă scuzați, la tăia de panglici. Dar l-a muncit și l-a negociat cu comisia. Bun, deci s-a semnat metrou de la Cluj, nu păi se da, face? Da, aurat. Se face, dacă o întârziere, din nou suntem. Dacă domnul Boc... Deci domnul Boc... Prima oară ceruse 1 miliard de euro. Corect. Doar pentru metroul de la Cluj. Am stat cu el și cu oameni din primărie și cu cei de la Comisia Europeană să vedem cum se poate face metroul ăla. Da, e un proiect complicat. Și n-a venit un oraș cu care nu a mai făcut cu ceva. A venit cu documentația, cu dosarele. Până la urmă, domnul primar, vă puneți cariera în joc pentru acest proiect. Și mi-a zis, excelență, domn ministru, știu, îl vom face. Am luat totuși și am redus dimensiunea proiectului. Deci proiectul va începe din PNRR, dar el trebuie continuat după aceea. Atenție, metroul de la Cluj este un proiect pe 10 ani. Nu se face până în 2026 tot. Se face tunelul și infrastructura de bază din PNRR. De asta au rămas din miliardul inițial, care era nerealist că poate fi cheltuit la Cluj, la metrou. A rămas doar etapa primă, de 300 de milioane de euro pentru metroul din Cluj. Ori a face prima etapă cu o administrație locală care nu a mai făcut proiecte mari. Dar asta este problema domnului Boc. Că în loc să-și ia experți, oameni din afară eventual, că nu există foarte mulți oameni care au construit în România metrou în momentul ăsta. Dacă ea că l-a făcut pe Guvernul Ceaușescu, sunt la pensie. Noi nu avem expertiză. Trebuie să o recreăm această expertiză. Dacă până pe... Domnul Boc nu știu ce a făcut. Dacă dar până în decembrie 2026, septembrie 2026, noi nu decontăm banii. Noi, ca țară, nu neapărat Boc sau Grindeanu. Pe regulamentul noi actual nu mai primim. Cum? Pe regulamentul actual noi nu mai primim banii aia. Dar ne vom căciuli să ne dea o... Deci avem toate șansele să mergem la restanță. Să nu mai primim deloc banii? Păi da. Dacă n-ai făcut, pe ce să-ți dai banii?
Avem șanse să dăm și bani înapoi dacă i-am primit și nu i-am folosit. Doar nu ți dă Comisia Europeană ca să-i ții la BNR. Adică PNRR-ul este un tren uriaș de dezvoltare, dar Dumnezeu nu-ți bagă în sac, trebuie să încerci să iei. De ce urlu eu de 2 ani, domnul? Bun, dar înseamnă că se face metrou spre Otopeni. Dar nu am dăm PNRR. Ăla este și o bucată din el este făcut pe fondurile europene clasice. Da, așa e. Și acolo sunt discuții, pentru că Comisia Europeană nu a vrut să financeze până la Otopeni. Pentru că metroul din București are niște lipsuri mari. Adică metroul din București are zone mari, dens populate, care nu sunt servite de metrou. Pe lângă drumul Taberei și Sfântul unde s-a rezolvat problema, mai este zona asta spre Pantelimon. Că metroul drumul Taberei a fost gândit de proiectanții ăia, Dumnezeu Ceaușescu, era o bucată care trebuie să vină în drumul Taberei eroilor universității și apoi să spargă de la universitate încoace spre Pantelimon. Da? Aia este un proiect pe care nu-l avem pe masă. Mai este partea asta înspre Gara de Nord, înspre Nord. Da? Spre Otopeni e un proiect adiacent, dacă riscă foarte mult să n-aibă destul de mulți călători ca să fie eficient, ca să facă cifre de trafic. Și atunci Comisia Europeană a zis, vă finanțăm doar bucata până la Băneasa, unde ai aglomerare urbană. Că până la Otopeni mai e partea de pădure, unde faci metrou pe sub pădure. Mă rog, nu neg pe de altă parte că s-ar putea să se aglomereze urban zona aia dacă faci metrou. Deci o discuție cu duș întors. Nu e o... Nu e